Una dintre rutele care ar trebui să atragă o mulțime de turiști în zona noastră se află în continuare într-o stare deplorabilă. În loc să fie impresionați de frumusețea ce se găsește pe tronsonul Valejiului, stațiunea Voineasa, turiștii sunt preocupați să ocolească gropile tot mai adânci ce se regăsesc pe drumul ce trebuie parcurs. După ce au existat discuții despre cine ar trebui să-și asume responsabilitatea reparării acestui drum, s-a ajuns totuși la o soluție. Este rău, este cu probleme. Foarte multă lume îmi scrie, îmi spune că se ajunge greu la groapa seacă. Vreau să vă spun că și aici este o veste bună. A fost trecut de la Direcția de Drumuri Craiova la Direcția de Drumuri Timișoara. Sunt sigur că aveați această informație. Și se dorește reabilitarea lui. Deci doamna prim-ministru a spus cert, se dorește reabilitarea lui. Rămâne totuși de văzut când se vor începe lucrările și momentul în care turiștii vor putea circula fără să-și facă probleme.